Bună ziua, sunt Ionuț Gheorghe. Începem ediția specială de astăzi cu cifrele privind evoluția pandemiei în țara noastră. Este duminică și, așa cum ne-am obișnuit, se fac mai puține teste decât în timpul săptămânii. Chiar și așa, numărul de îmbolnăviri rămâne ridicat. Avem peste 1200 de cazuri în ultimele 24 de ore. Colega mea, Diana Brâncuș, are toate datele. Bună ziua, Diana, te ascultăm. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi avem raportate 1231 de cazuri nou confirmate cu SARS-CoV-2, cu aproximativ 100 mai puține față de cele raportate în plus la bilanțul din ziua anterioară. Și totodată avem încă 359 de persoane care au aflat că încă nu au scăpat de virus. La retestare au ieșit din nou pozitive. Sunt totuși, este o proporție destul de mare a testelor pozitive în condițiile în care în ultimele 24 de ore au fost prelucrate în jur de 13.400 de teste, dintre care aproape 5.500 au fost făcute la cerere, dar se știe că în weekend de obicei sunt testați mai ales cei care au simptome și șansele ca testele să iasă pozitive sunt mai mari. Capitala rămâne în continuare prima în topul noilor confirmări cu 270 de cazuri pozitive fără un test anterior care să arate prezența infecției. Sunt cu 50%, cu 50 și mai multe decât în ziua anterioară. Totodată, Brașovul are 83 de cazuri noi și Doljul 78. Pe de altă parte, la Botoșan a fost raportat un singur caz care a aflat pentru prima dată că are COVID. În spitalele de specialitate sunt acum internați 7120 de pacienți, 470 sunt la terapie intensivă, mai mulți decât în ziua anterioară. 33, din păcate, au murit, toți aveau peste 50 de ani, iar dintre aceștia, unul singur nu avea raportate comorbidități. Numărul deceselor la persoane cu SARS-CoV-2 a urcat la 4435. În plus, peste 18.000, aproape 19.000 de persoane care încă au infecția sunt tratate la domiciliu sau în izolare instituționalizată, iar peste 39.000 de suspecți sunt în carantină. Vestea bună este că avem încă 652 de pacienți care au fost declarați oficial vindecați de COVID, iar numărul total al celor care au scăpat de virus a depășit 89.700, ceea ce reprezintă aproximativ 80% din totalul confirmărilor de la începutul epidemiei până în prezent. Ionuț? Diana Brâncuș, îți mulțumim pentru toate aceste informații. Mergem mai departe. Pentru a se asigura de respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii coronavirusului, autoritățile britanice anunță represalii dure. Persoanele care nu respectă izolarea la domiciliu riscă amenzi ce pot urca până la 10.000 de lire. La o primă abatere, amenda este de 1.000 de lire, dar urcă progresiv pentru recidiviști. Izolarea la domiciliu pentru 14 zile este recomandată celor testați pozitiv și contactilor direcți. De pe 28 septembrie, autoizolarea va deveni obligatorie și tot atunci intră în vigoare și amenzile. Pentru persoanele cu venituri mici sau care nu pot lucra de acasă, vor primi de la guvern o singură dată 500 de lire ca să-i ajute să supraviețuiască izolării. Autoritățile din provincia canadiană Columbia Britanică vor folosi pentru copii și tineri cu vârsta de până la 19 ani un test COVID cu gargară. Acesta este considerat la fel de precis ca cel pe bază de tampon nazal și mult mai ușor de tolerat. Metoda a fost testată în Austria și Germania încă din luna iulie, iar în august austriecii l-au folosit pentru evaluarea sănătății copiilor înainte de începerea școlii. A fost folosit și pentru testarea adulților care se întorceau din vacanță. Kitul cu test de gargară se găsește deja în farmaciile austriece. Doamnelor și domnilor, cu aceste informații încheiem ediția specială de astăzi. La ora 14 vine cu știri proaspete Alina Stancu la Telejurnalul după amiezii. Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Vă doresc un weekend liniștit. Pe curând!